În conformitate cu tradiția, Fecioara Maria a fost dusă de părinții săi, Ioachim și Ana, la templul evreiesc din Ierusalim pe când era copilă, la vârsta de 3 ani, unde a trăit și slujit ca fecioară în templu până la logodna ei cu Sfântul Iosif. Maria a fost primită solemn de comunitatea templului de marele preot Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, care a dus-o în cea mai sfântă încăpere din acel loc, în Sfânta Sfintelor, unde a stat până la vârsta de 15 ani. Această sărbătoare a luat naștere în secolul 6. Astfel, la 20 noiembrie anul 543, împăratul Justinian a zidit la Ierusalim, lângă ruinele templului, o biserică închinată Sfintei Fecioare Maria, care, spre deosebire de una mai veche, a fost numită Biserica Sfânta Maria cea Nouă. Trăim cu toții o mare sărbătoare, închinată în cinstea Maicii Domnului, o sărbătoare în care o vedem pe Maica Domnului copiliță, pruncă, adusă la templu de părinții săi Ioachim și Ana. Au adus-o la templu pentru că au făgăduit lui Dumnezeu că dacă vor primi în dar un copil, deși erau foarte bătrâni, vor aduce copilul la templu, lucru care s-a și întâmplat. Această sărbătoare ne învață pe noi cumva să retrăim momentele de copilărie, să retrăim momentele de sinceritate în fața lui Dumnezeu și să ne întoarcem pe cât putem la acea măsură, la acea stare a copilului nevinovat, a copilului cu inima și conștiința curată, a omului care, cum spune Hristos, poate intra în Împărăția lui Dumnezeu, că Mântuitorul ne zice, dacă nu ne vom întoarce să fim ca și copiii, adică să retrăim acea nevinovăție și sinceritate, cu greu vom putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. Conform obiceiului, a doua zi după Sfințire, adică la 21 noiembrie, a început să fie serbat hramul bisericii, adică însăși Sfânta Fecioară Maria, serbarea fiind consacrată aducerii ei la templu. Mehedințenii s-au rugat în zi de sărbătoare pentru cei dragi și pentru sănătate, iar o parte dintre ei și-au adus și copiii la biserică în zi de sărbătoare. Este bine să aducem copilașii la biserică, să ne rugăm, să îi împărtășim. Ține dacă este pentru prima dată când îl aduceți în biserică, e băiat, fetiță, ce? Este fetiță, nu este pentru prima dată. Noi mergem foarte des la Schitul Topolniței, la mănăstire acolo. Nu este pentru prima dată. S-a aprins o lumânare, pentru cine v-ați mai rugat? Da, ne rugăm pentru tot ce din familie, pentru toată lumea, de sănătate, de toate. De ce este importantă această sărbătoare și de ce ați hotărât să-l aduceți aici la biserică? Este important, este cruce roșie în cale, dar să ne împărtășim, venim la biserică, să ne rugăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Sărbătoarea e importantă? Da. Pentru copii, pentru nepoți, pentru soți, pentru mine, pentru mama mea și pentru toți morți. E sărbătoare mare, pentru toți m-am rugat și am dat un acatist în altar și m-am rugat pentru sănătate. Sărbătoarea s-a extins apoi în tot Orientul creștin și în Occident, fiind marcată cu cruce roșie în calendar. În această zi, copiii pun crengi de măr în vase cu apă. Acestea, ținute în lumină și căldură, înmuguresc și înfloresc și sunt folosite noaptea de anul nou drept sorcove. Să nu uităm că în colindele românești se cântă în plină iarnă despre florile de albe, flori de măr sau despre măruț și mărgăritar. Această sărbătoare ne învață că în special copiii care intră în biserică pot intra și în Împărăția lui Dumnezeu. Cine mai vați sărbătoare de asta sau cine mai duce aminte de faptul că acum, poate mult timp în urmă, fiecare cu vârsta lui, să spunem, își aduce aminte cum intra în biserică copil fiind adus de părinți, de bunici și cât de mult se bucura văzând îngerii în icoane, auzind cântările sfinte și pentru el sau pentru toți, în primul rând, acele zile de primă venire în Biserica lui Dumnezeu sunt de neuitat. De aceea, săptămâna de astăzi ne mai aduce aminte de faptul că suntem datori să ne reîntoarcem la această stare a copilăriei și mai ales că peste vreo lună de zile, peste puțin timp, sărbătorim nașterea Domnului, pruncul născut în iesle. Deci, iată, copiii știu să se joace cu copiii. Dacă vom fi și noi și vom putea trăi ca și pruncii, întorcându-ne la acea stare de copilărie, vom putea să simțim acest prunc venit pentru noi în iesla Betleemului. Pentru ca bucuria sărbătorii să nu fie umbrită de post, biserica a rânduit ca pe 21 noiembrie să fie dezlegare la Pește.